Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Copilului, structurile de pașapoarte își deschid porțile și îi așteaptă pe copii cu surprize inedite în cadrul evenimentului Pașaport pentru Vacanță, anunță Prefectura Suceava. Pe 1 iunie, între orele 8 și 12, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava va prelua cereri de eliberare a pașapoartelor pentru minori. Aceștia se pot prezenta singuri în cazul minorilor cu vârsta de peste 14 ani, cu declarație din partea părinților autentificată de notarul public sau însoțiți de părinți în cazul minorilor cu vârstă mai mică de 14 ani, conform prevederilor legale, pentru a depune cererea de eliberare a pașaportului fără a fi nevoie de programare prealabilă. De asemenea, Prefectura Suceava reamintește persoanelor care vor solicita depunerea cererii de eliberare a pașapoartelor pentru minori să consulte pagina de internet www.pasapoarte.mai.gov.ro pentru a se asigura că au asupra lor toate documentele necesare, inclusiv chitanța de plata contravalorii pașaportului. Pașaportul se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare. În context, se menționează că în perioada 16-22 mai, anul curent, la nivel național, timpul mediu de eliberare a pașapoartelor simple electronice a fost de 2,62 de zile.